Refugiații din Ucraina stabiliți cu traiul în municipiul Bălți au beneficiat de carduri pentru cumpărături în valoare de 2000 de lei fiecare. Ajutorul a fost oferit prin intermediul proiectului Consolidarea Protecției Victimilor Violenței de Gen și Promovarea Bunăstării Refugiaților din Ucraina și a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova. Ana Kondratenko și Alexander Maiorov locuiesc de 2 ani în Republica Moldova. Ei spun că acest ajutor e foarte binevenit pentru ei. Помощь очень важна, потому что когда приезжаешь в чужую страну, не знаешь ничего, ну, у каждого свои потребности, я думаю, без них как бы наш рацион достаточно ограничен, и когда идет такая помощь, люди хотя бы могут приобрести какие-то продукты, мясные продукты, да, сыр. Что-то качественное. Она необходима, эта помощь. Просто необходима, потому что, ну, я только с больницы привез это, я на стационаре лежу. Больше необходимости, такие, что молочко, ну, какой-то там творожок, ну, как по-стариковски, чтобы оно было как-то полегче. Area de acoperire a acestui proiect cuprinde 7 raioane din nordul țării și municipiul Bălți. Proiectul presupune acordarea ajutorului umanitar în formă de carduri pentru produse alimentare și nealimentare în valoare de 2000 de lei fiecare. Acestea vor fi distribuite persoanelor refugiate din Ucraina care s-au stabilit temporar cu traiul în raioanele Floriești, Fălești, Iedineț, Glodeni, Telenești, Sângerei, Râșcani și municipiul Bălți. De acest ajutor pot beneficia atât refugiații cât și familiile gazdă. I'm very pleased to be here one more time in Balt, assisting our partner Casmet in the implementation of the activities. As we all know, this activity has been ongoing for the past 2 years, where we have been assisting the basic needs of the Ukrainian refugees, but also little by little we switched and moved and added vulnerable Moldovans, understanding that the context was looking for solutions that were comprehensive and inclusive. Proiectul Consolidarea Protecției Victimilor Violenței de Gen și Promovarea Bunăstării Refugiaților din Ucraina și a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova este implementat de AOCASMED în parteneriat cu HEX, EPER Moldova și suportul financiar al norvegian Charge 8.